Republica Moldova a instituit starea de urgență în domeniul energetic până pe 20 noiembrie. Parlamentul a votat măsura pentru că țara traversează o criză a gazului după ce contractul de livrare dintre Moldova Gaz și Gazprom a expirat, iar negocierile dintre Chișinău și Moscova au eșuat. Potrivit premierului de la Chișinău, starea de urgență va permite achiziționarea volumului necesar de gaze naturale din surse alternative în regim de urgență. Specialiștii în energie spun că s-a ajuns într-o astfel de situație din cauza șantajului la care este expus Chișinăul din partea Moscovei. Autoritățile negociază acum să importe gaze din Ucraina.